Președintele Federației Române de Darts, de când există această entitate și cum ați început activitatea? Federația Română de Darts, de fapt Federația de Darts din România, există din 2008, este al treilea an competițional. Primul nostru campion național a fost Toma Georgescu, al doilea Vlad Popa, iar al treilea campion național este în desfășurare, masterul va fi în iunie. Ce v-a făcut să înființați această federație? Înființarea federației a fost realizată de către domnul George Peicea, cu ajutorul tuturor, din dorința de joc și din plăcerea jocului. Înțelegem că s-a observat o tendință a unora de a se apleca mai mult către acest sport, să zicem, și n-au avut unde să-l practice într-un sistem, să zicem, mai organizat, mai oficial. De practicat, sportul se practică în general în locații, în pub-uri. Sunt mult mai mulți jucători decât sunt înregistrați în federație, care joacă unii din pasiune, unii din plăcere, din să-și ocupe timpul, dar cei care joacă la nivel național și mai oficial, să spunem, ar număra peste 300 de membri. Câțiva dintre noi, nu știu, peste 20, chiar cu participări în afara țării. Asta da. Care sunt, să zicem, calitățile pe care trebuie să le aibă un jucător de darts care să se și înscrie în federație, să fie acceptat în federație? În federație poate fi acceptat oricine. Nu contează, să aibă peste 18 ani, se poate întinde până la 80 de ani, poate să aibă oricine. Să dorească să joace, să vină la concursuri, să fie încântat de jocul acesta și mai mult de să completeze un formular și cam asta înțeles. Înseamnă tot. Să zicem, comparativ cu alte țări din Europa, pe unde stă România la darts? Pe unde ne aflăm? Sincer, mai bine nu facem clasamente. Atunci reformulez. Care sunt țările unde această activitate sportivă este cea mai dezvoltată? Cea mai dezvoltată țară, ca și din punct de acesta de vedere, este Anglia, urmată de Olanda, Germania, Austria, Ungaria, Cehia. Suntem și noi destul de bine, spun eu, și ușor, ușor o să creștem. Anul ăsta facem și primul Open internațional, în octombrie. Unde? O să vină în București, o să fie în perioada 80 octombrie. Mai multe detalii pe site-ul federației, www.federaciedarts.ro. Și revenind la evenimentul de la Oradea, ce părere aveți despre cum se desfășoară ostilitățile? Eu zic că e foarte bine. Număr destul de bun de participanți. Vorbeam cu Paul, spunea că nu se aștepta la atâția. Nu se aștepta, dar i-am zis că o să fie undeva la 40 de concurenți. Mai bine, chiar 52 au fost. Distanța față de celelalte zone din țară e un pic mare. Și asta împiedică pe mulți. Mm-hmm. Dacă ar fi undeva cele mai bune concursuri, cu cei mai mulți jucători au ieșit în centrul țării. Sau poate chiar spre București, din București am cei mai mulți jucători. Și după acest eveniment de la Oradea, care se derulează încă și astăzi, care este următorul concurs în România? Următorul concurs în România o să fie pe 10 aprilie. Fac parte din campionatul național, e o serie de regionale. Se joacă în același timp în 4 orașe ale țării, București, Timișoara, Piatra Neamț și Târgu Mureș, unde cam de obicei se adună peste 120-130 de jucători în toate cele 4 regiuni ale țării.